Atenție la alimentele cumpărate! Acesta este sfatul inspectorilor sanitari veterinari care depistează din ce în ce mai multe nereguli în magazine. Cumpărătorii trebuie să aibă în vedere faptul că atunci când produsele sunt puse la vânzare, comercianții nu țin cont de temperaturile caniculare care grăbesc procesul de alterare a acestora. În urma controalelor efectuate, angajații DSV au depistat la Bâlteni produse lactate alterate puse la vânzare. Săptămâna trecută am avut o acțiune pe zona Bâltenii. Inspectorii veterinari au depistat o cantitate de circa 5 kg de brânză, care nu era conformă, deci a fost scoasă din consum, a fost confiscată și dirijată către o unitate de neutralizare. Comerciantul care a scos la vânzare alimente stricate s-a ales cu amendă de 2000 de lei și alte abateri au fost sesizate de inspectorii DSV, cel mai adesea fiind încălcate condițiile de igienă în spațiile de depozitare ale produselor alimentare. S-au aplicat amenzi pe total săptămână în valoare de peste 5000 de lei. Pentru ce nereguli așa în mare? Pentru etichetare, condiții necorespunzătoare de depozitare, sancțiune la proprietari de animale pentru că au cumpărat animale fără documente. Deoarece controlele au loc în permanență, patronii de magazine sunt sfătuiți să-și desfășoare activitatea conform normelor pentru a nu risca amenzi usturătoare.